Salutare! Astăzi ne vom uita peste lucruri interesante, peste inflație, peste Bitcoin, peste on-chain, peste grafice, peste bogăție, sărăcie și așa mai departe. Un like și un comentariu dacă îți place ceea ce postez. Astăzi vreau să vă zic, înainte să începem, să ne uităm pe ce trebuie în cripto. La mulți ani tuturor care aveți copii, la mulți ani și celor care nu aveți copii, pe urmă și voi sunteți un copil, copilul mamei, nu? La mulți ani, un an nou cât mai fericit și cât mai multe bucurii pentru copiii noștri, până la urmă pentru ei. Tragem și ne agităm să facem bani și așa mai departe. Vreau să vă comunic ceva. Când intrați voi așa pe canalul meu de YouTube, era acest video de acum un an și vreo 2 luni. Bitcoin și Ethereum au avut deja bottom, il capo F Crypto plus Profit Blue plus Gere Soloi versus Crypto Dan. Deci, eu atunci spuneam, am sunt aprilie 2023, aveam canalul doar din martie, vă prezentam, mai bine spus, tuturor, deci eu cred că era deja bottom atât pe Bitcoin cât și pe Ethereum și ca să ce? Ca să vă fac să înțelegeți că nu mai era momentul să stați să așteptați nu știu ce corecții, că vine nu știu ce 20.000, că vine nu știu cât, că duce la 9.000, gap-uri și toate chestiile și așa mai departe. Acum, astăzi, după ce o să termin de filmat videoul, o să schimb acest video de prezentare cu următorul, acesta. 4 lucruri care îmi vor spune vinde tot. Este un live avut marțea trecută cu cei din comunitate, în care prezint la începutul videoului, vreo 30-35 de minute, ce urmăresc eu și unde o să încep să vând tot și așa mai departe. Deci nu mai suntem în această etapă de am avut bottom, cumpărați fraților, luați cât de mult puteți, ceea ce v-am sugerat. Acum suntem în ultima etapă a unui bull market în care noi trebuie să ne gândim petrecerea asta nu mai ține la infinit. Petrecerea nu înseamnă că s-a gătat, să nu înțelegeți greșit. Nu zic că gata, top vindeți. Nu, zic că mai suntem, mai avem câteva luni, dar nu mai avem foarte mult. Cum îmi place mie să glumesc pe video, mai avem 2 ture de stadion pentru Bitcoin, dar ultimele 2 ture sunt cele mai importante, cele mai interesante, cele care ne vor aduce cei mai mulți bani. Vom fi cei mai entuziasmați cu aceste 2 ture de stadion. Nu mă credeți? Aveți răbdare și o să vedeți că o să simțiți și voi ceea ce au simțit alții în ciclul trecut, în 2021, dar ce vă rog, vă implor, nu uitați să luați profituri. E păcat să avem profituri pe hârtie și când tragem linie, după încă 4 ani, încă un ciclu, să vezi că cu ce am rămas? Bag holder, din nou, serios, asta zic. Deci cine dorește, link în descriere, este un video doar pentru cei din comunitate. Un leu costă pe zi să fii în cadrul comunității și să ai acces la foarte multe videouri, la foarte multe informații, la foarte mulți membri din comunitate care sunt aici pentru tine. Adică, poate am exprimat greșit. Suntem împreună pe același drum, ne ajutăm unii pe alții. Sunt persoane care au portofolii de poate 2000 de dolari în comunitate. Sunt care au de 10 de mii de dolari. Sunt care au de sute de mii de dolari și chiar care au peste 1.000.000 de dolari în cripto și nu îți dai seama. Deci când intri pe Discord și povestești și întrebi și te ajută lumea, nu o să-ți dai niciodată seama, bă, ăsta are 1.000.000 sau are numai 10.000. Atât de tari sunt cei din comunitate, da? Și acum, hai să trecem. Ieri am avut, ați văzut și voi, rezultatele pe PC Inflation, acum vedeți aici headline, PC Prices au crescut cu 0,3% de acum o lună, partea de core PCI Prices plus 0,2% față de acum o lună. Mergem așa pe un platou, ca să zic așa, al inflației. Când ne uităm la headline inflation e flat la 2,7% și core inflation e flat la 2,8%, este cel mai mic nivel din martie 2021. De uite că dracul nu mai e atât de negru cum pare. Și aici vedem aici frumos cum arată, vedem aici headline PCE, core PCE, vedeți aici pe grafic și pe partea cealaltă avem din
ianuarie 2019 până în aprilie 2024, la fel ca și aici pe grafic. Aici vedem așa cu linii, aici vedem grafic frumos și uite cum ne apropiem de, uite, de ceea ce trebuie, da? Long term, la fel ca și în investiții, trebuie să avem răbdare. Nici inflația nu coboară instant, atunci nici portofoliile noastre nu bubuie instant. Și acum ceva interesant pentru voi, când uităm pe partea aceasta de bogăție în Europa, că noi în Europa trăim, asta ne mănâncă zilele, și când împărțim PIB-ul per om, în funcție de țară, o să iasă niște valori interesante. Sunt curios voi în ce categorie sunteți, de unde mă urmăriți, poate aveți timp și lăsați un comentariu și hai să ne uităm, da? Păi, Islanda, 85.000 de dolari, iasă pe cap de locuitor în capitală, PIB-ul, bun, bogăție, uite, dar Irlanda este câștigătoarea ca și țară. 106.000 de dolari pe om în capitală. Vă dați seama cât de bine o duce țara asta. Vedem aici și UK, 51.000 și așa mai departe. Vedem aici frumos, ne îndreptăm spre Europa de Est și vedem România cu 20.000 de dolari. Acum, când comparăm cu Irlanda, ai de steaua noastră ce prăpădiți suntem, da? Când te uiți un pic mai la dreapta, bă, să nu fim, Doamne, ferește, în locul celor din Ucraina, Belarus, Rusia, uite câtă sărăcie și așa mai departe, da? Italia, uite cum stă, Grecia, cum, știți cum e? Noi suntem pe aici, da? Mă, nu suntem nici cei mai proști din curtea școlii, dar unde vrem noi să ajungem? Uite aici, mai la stânga, trebuie să creștem, să evoluăm. Încă ceva interesant, bă, reclamă. Salariile în cadrul Europei, tot așa pe țări, da? Media salarială, evident, că sunt care câștigă mai puțin, care câștigă mai mult, dar ca și medie, pe oră, da? Euro pe oră și vedem unde se află România. Deci 10,4 euro pe oră câștigă în medie românii și suntem peste Bulgaria, sub Grecia, uite, Malta, Italia, Spania, Portugalia, le vedeți aici valorile. Nu știu, tu sincer care acum mă asculți, mă urmărești, cât ai avea, știi? Și de unde ești. Da, dacă ai timp, ți-am zis, poți să lași un comentariu. Dacă te face să te simți bine și ești peste multe țări de aici, poți să zic că felicitări. Acum, când ajungem pe partea de ETF-uri, da? De inflow-uri, pe partea americană, vedem aici din ultimele două săptămâni, din luna mai care s-a încheiat, cum am avut în funcție de fiecare ETF, ce și cum, da? Acum ne uităm la ultimele zile și vedem că inflow-uri, acum sunt micuțe, dar există. Dar uitați-vă ce diferențe. Când începe și așa o creștere foarte mare pe preț, pe Bitcoin, sute de milioane intră bani. Când se liniștesc apele, intrăm din nou în etapa aceea de plictiseală, cad, frate, groaznic, uite, de 6 ori mai puțin ca în 21 mai, în ultima zi a lunii mai. Știți de ce? V-am zis părerea mea, nu mai insist pe acest subiect. Și acum, să vorbim despre convingeri, să vorbim despre bule, să vorbim despre să știi în ce bulă să intri. Dacă ne uităm pe în ultimii ani, această bulă de AI, narrativă, cum vreți voi, a rupt atât pe bursă cât și pe cripto. Dacă nu mă credeți, Nvidia are doar 200 de miliarde de dolari să depășească Apple și să ajungă cea mai mare companie din lume, ca și capitalizare. Cum? Nvidia a ajuns la 2,8 trilioane capitalizare săptămâna aceasta și aproape este la capitalizarea cea de la Apple, care au 2,9 trilioane. Acum, vă dați seama cât de mult a crescut Nvidia? Uitați-vă, 1,6 trilioane au intrat în Nvidia de acum un an. Și ca și comparație, celor de la Apple le-au trebuit 25 de luni, adică un an și o lună, să crească de la 1,2 trilioane la 2,8 trilioane. Adică de 4 ori mai mult timp. Și de ce? Pentru că AI, narativa aceasta cu inteligența artificială, a rupt. Și ce vreau să vă transmit, uitați-vă cum arată. Voi dacă aveți și ați intrat și ați știut că ăsta e viitorul în următorii ani, vă felicit, dar nu vă grăbiți.
să vindeți prea repede. Am nici să nu vindeți niciodată, e o prostie, dar să te grăbești să faci așa ping-pong. Păi da, uite că mi-a crescut Nvidia, mi-a crescut AGX, mi-a crescut FED și multe de astea din cripto. Am e ok, îi scot profiturile și le bag în alte proiecte cripto, căci că și te alți viitorul și te trezești peste, nu știu, 3 luni, 6 luni, că era mai bine dacă stăteai și le țineai hodl și făceai mai mulți bani la sfârșit când tragi linie, când se termină petrecerea în cripto, decât să tot faci așa ping-pong dintr-un proiect în altul și în altul. Deci dacă sunteți pe narrativa de inteligență artificială, din punctul meu de vedere, uite, eu recunosc că nu am nimic interesant, adică n-am nimic, mare grijă, deci nu țineți de ele până spre finalul bull market-ului, dar nu, astea, nu țineți la infinit. Calul câștigător nu-l dați pe mărțoace, da? La fel cum și eu, mai momentul meu de laudă, Solana, de să mai este calul meu câștigător, dar asta nu înseamnă că m-apuc acum să-mi schimb, să vând Solana, păi da, am făcut nu știu câți și mi-e de ajuns, îi mut în nu știu ce proiect, că va face așa nu știu câți, și mă trezesc la final că mai bine țineam maybe Solana, nu? Sunt foarte multe persoane care au greșit și au tot făcut ping-pong din proiecte. Au vândut, nu știu, Nier că a crescut în Dot și după aia Dot, nimic, sau și așa mai departe. Asta zic, grijă pe partea aceasta de time, de market, că voi știți, că voi ieșiți, că intrați, ieșiți și așa faceți la sfârșit varză. Mai bine țineți de convingerile voastre de cai câștigători până la final. Și dacă vreți să mai cumpărați și proiectul ălălalt, că și ăla e viitorul, aduci bani de acasă, faci DCA și aia, da? Și acum să trecem la chestiile de on-chain. Când ne uităm pe partea de adrese de acumulare de pe Bitcoin și de pe Ethereum, vedem că acestea continuă să crească. Și ce înseamnă acest lucru pentru piața cripto? Acest fenomen indică faptul că deși Bitcoin și Ethereum sunt așa într-o perioadă de stabilitate de preț, a zis că nu mai e volatilitate foarte mare, sentimentul investitorilor rămâne bullish, adică sunt în continuare încrezători, nu vor să vândă, da? Și mergem aici frumos, acum zice pe site-ul lor, vreau doar să vă arăt graficul ăsta mai mare, uite că vi-l arăt acum, și ce vedem pe acest grafic de la CryptoQuant? Păi vedem, în funcție de culori, aici vedeți legenda, wallet-uri noi care acumulează Bitcoin și vedeți, trendul este crescător, e tot mai mult. Acum vedeți, la un moment dat, tot mai mult o să fie blub și investitorii long term o să-și ia profit și atunci grijă mare, unde crezi tu că va duce Bitcoin în acest ciclu? Când mergem pe tot așa ceva interesant, uite ca să, de la Glassnode, uite ne uităm și la Glassnode și la CryptoQuant, cele mai tari site-uri pe partea aceasta de on-chain și ce vedem? Ce încerc să vă transmit de câteva săptămâni ca să vă dau curaj, ca să nu renunțați la final? Noi suntem la partea de euforie, ultimul val din ciclul Bitcoin și după aia, pa, pa! Cum zic eu, ultimele două ture de stadion. Acum, fiecare cum consideră. Dacă ne uităm în ciclul 2017, uitați-vă aici cu verde, asta înseamnă valuri de euforie. Am stat 12 luni, da? Un an în această perioadă. Aia nu înseamnă asta, zic, trebuie să înțelegi că nu înseamnă că gata, vând acum. Nu, tu poți să stai într-o etapă de euforie mai multe luni, dar nu vei sta la infinit. Și la fel s-a întâmplat și în trecut, da? Am avut parte de pre-euforie, am dat în euforie și după aia, adio, visul frumos, a terminat, da? Bear market. Dacă ne uităm pe ciclul ăsta mai recent, ce am avut? La fel, am avut, uite, zicea, parte de pre-euforie, aici a fost în iulie 2020 și valul de euforie a durat doar 6 luni, a fost la jumătate față de 2017-2018. Și oare de ce? Păi, am avut o creștere foarte abruptă și rapidă, da? Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în 2 luni, 3 luni. Uitați-vă pe grafice și o să vedeți și voi, da? Și acum, am avut partea de pre-euforie, valul acesta, ia uite-l, uite-l aici frumos. Și acum suntem în partea de euforie, adică ultima parte a unui ciclu în Bitcoin. Și suntem deja de 2,5 luni în acest val de euforie. Și acum eu sunt curios să-mi lași un comentariu câte luni
Crezi tu că mai ține acest val de euforie și după aia, adio, adio, ca și aici, da? Te rog frumos, lasă-mi un comentariu, vreau să văd și cum vedeți voi, până la urmă, nu sunt un geniu, nu dețin adevărul absolut și atunci ne consultăm, da? Și dacă mergem la încă ceva interesant, tot așa pentru voi, ca să nu renunțați acum, când ne uităm pe partea aceasta de Bollinger Bands, da? Tot așa niște indicatori care sunt făcuți de persoane mai deștepte decât mine, vedem că suntem la ultima etapă într-un ciclu pe Bitcoin, etapa parabolică, da? Vedem aici toate ciclurile, avem prima parte, bear market, 2, bear market recovery, 3, final parabola signal, first cycle high, da? Și le vedem aici 1, 2, 3 și 4 este cycle top. Și le vedem aici de la tot așa ultimele cicluri, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, noi am avut deja 1, aici sper că ați acumulat Bitcoin, 2 l-am avut deja, recovery, că lumea nu credea, nu, ne aducem din nou în jos, este doar un fake, facem din nou un lower low și eu vă ziceam, am avut deja bottom, la la la, 10 motive, dacă ați văzut video nou, că am zis eu, motive reale și acum suntem la ce? Ultima parte, ia uite-o, ultima parte. Și atunci, vrei să știi unde vând eu și de ce? Nu doar că am zis eu că eu știu. Te duci frumos, link în descriere și te uiți la acest video. Doar un leu costă, încă o dată îți reamintesc, să ai acces la tot ceea ce facem noi în această comunitate, toate videourile, tot. O să știi mai multe despre mine decât știe nevastă mea. Dacă dorești să te alături unei comunități de sute de persoane, apasă butonul Join și o să ai acces la foarte multe beneficii, începând cu prioritate la răspunsuri, videouri în avant-premieră, videouri exclusive, live-uri săptămânale, acces la Discord. Suntem aici pentru a face bani în spațiul crypto. Dacă vrei să faci și tu bani alături de noi, apasă butonul Join și ne vedem în comunitate. Începem cu Bitcoin. Suntem pe daily. Analiza săptămânală o găsiți în videoul de luni și ce vedem. Ieri, după ce a venit inflația mai bună decât se așteptau sau în ton cu așteptările, foarte multe persoane, inclusiv pe Twitter, mari traderi și așa mai departe, au tot postat, e gata, Lambo, 72.000, 73.000, ne ducem, sunt pe long și așa mai departe. Am postat și pe Discord celor din comunitate, ceea ce susțineau cei care ce? Ei știu viitorul, ei sunt clar văzători și așa mai departe. Și ce a făcut piața? Păi i-a lichidat pe băieți ăștia deștepți care ei știu viitorul. Ia uite ce frumos, de la 68.000, zbang, au dus market maker-ii până la 66.635. Aici, cine a fost trader long, la la la, rip. De aceea, o să vă mai spun, poate încă o dată, știu că vă plictisesc, fiți investitori, măcar cu cea mai mare parte din banii voștri. Asta cu eu știu viitorul, că dacă și parcă, nu funcționează long term. Cei mai mulți trader pierd bani și nu că cei mai mulți, grămadă. 90-95% am și video, găsiți și pe internet, pe Google Studii. Căutați și vedeți răspunsul, da? Și atunci, după ce frumos i-a lichidat pe traderi, pe aceștia long, pe toți taurii, că ne duce și face și trecem, ce se întâmplă? Păi, ce frumos, uite, a ținut acest nivel de suport, 67.268, uite aici cu linia neagră, am avut un ic prin care, ce? Păi, au lichidat și acum prețul stă mai sus, da, acum, ideal, de seama ca să fim foarte bullish, era ca Bitcoin să reintre în acest canal. Nu s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. Acum, e de rău ce vedem aici pe graficul Bitcoin? Din punctul meu de vedere, eu zic că nu. Și de ce? Păi, vezi nivelul ăsta de preț, această linie care ți-am trasat-o de ceva vreme de la 65.915? Cât timp ține? Suntem în trend ascendent pe Bitcoin. Atunci, tot ce vedeți pe aici este ce upside-ul și ce vreți voi, nu trebuie să vă intereseze. Acest nivel ține Bitcoin la un moment dat când e pregătit se va duce mai sus. Va face și all-time high. Dacă pică, evident că te rebalansezi și, și așa mai departe, da? Poate mai ajunge pe aici. Dar dacă ăsta nu pică, nu mai visați pe aici. Cât timp ăsta ține, probabilitățile sunt în sus. Când ăsta crapă,
reanalizăm, ne uităm și așa mai departe. Și în caz că nu mă credeți, că vă păcălesc, ce avem aici? Low, higher low, higher low, higher low. Și acum ce face? Higher low, high, higher high, higher high. Ce e ăsta? Trend, ascendent, bravo! Ok, acum mai fac și eu câte o glumă, dar e ziua copilului, sunt și eu copil, nu? Și ne uităm acum pe 2, 4, 5 alcunuri. Sper să vă placă cele pe care le-am ales. Unele sunt sugerate și de cei care sunt abonați sau în comunitate și atunci dacă vreți pentru video următoare, știți procedura, lăsați un comentariu. O să mă uit la comentarii și cele care au acolo o buliniță de membru, trec așa în față, prioritare, știți și voi, da? Și ne uităm pe BIM. Vreți despre fundamente, căutați pe YouTube, CryptoDan, BIM și o să vedeți video. Da, mie îmi place ca și proiect ce vor să facă ei pe partea de gaming. Și acum, dacă nu uităm strica și analiza tehnică, ia uite, suntem pe daily, da? Ce este aici? Ce v-am desenat de multă vreme? Acest canal, care este un bull flag, care probabilitățile nu sunt să spargă în sus. Și ia uite ce s-a întâmplat. Țineți minte, suntem pe daily, deci acum două zile, ia uite câta candela, evident că s-a vândut, băieții deștepți aici au dat cu sell, dar ulterior ce vedem? Că ține canalul, avem breakout și atunci, frumos, în timp, nu vă grăbiți, că nu pleacă nicăieri nimic rachetă, o să vedeți că o să ajungă la 00319, dacă îl ia suport, se duce din nou la 00366 și așa mai departe, da? Acum, dacă pun și EMR-le, evident este peste toate, atestat inclusiv și ține, care? Păi, EMA 9, care de cele mai multe ori îți dă trendul, pe o perioadă mai scurtă, evident, parabolic, așa. Aia înseamnă că se duce așa, dar activele când trec, și, adică țin EMA 21 și ajung și țin EMA 9, suntem în etapa aceea de expansiune mult mai rapidă. Uitați-vă și în trecut pe Bitcoin și așa mai departe, da? Acum dacă mergem pe weekly, vă arăt încă o dată, cei care ați dorit, ați avut niște șanse foarte bune să reintrați, uite, 0.786 pe FIBO, chiar și 0.618, era o zonă bună. Și ia uite, ce frumos, ce frumos, da, în timp, acest proiect, anul acesta, probabil, să nu zic cu siguranță, eu zic că cu siguranță o să-l vedeți mai mult de acest nivel. Pentru că arată că este pregătit. Și uitați-vă cât de mare a fost pomparea după ce am avut perioada aceasta de choppy, de tut în care nu face nimic, m-am plictisit și după aia și aici FOMO, că am ratat și după aia i-a rezolvat pe tot și acum este pregătit pentru etapa următoare. Și în caz că nu credeți, ia să vedem. Pam, 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 pam. Și uite, o să las așa pe grafic și ne auzim în câteva săptămâni să vedem dacă am zis bine. Trecem la Jasmine, asta cred că e cerută de cineva și să ne uităm, da? Mergem pe, hai să începem, weekly, daily, ca să nu fie așa alandala, da? Ce am zis eu în videoul trecut când am prezentat Jasmine? Vedeți aici? Ce pattern era asta? Un pattern bullish, pam, pam, pam și se sparge în sus. Dă, ce chestie! Oracolul lovește din nou, așa trebuie să pun eu titlul videoului. Nu, vedeți? Chestii simple și breakout foarte, foarte frumos. Și până unde s-a dus? Exact acum s-a oprit în rezistența mea trasată de mult, mult, mult vreme de aici, de la 0036 până la 0048. Vedeți? Frumos, frumos, pam, și uite, creștere frumoasă încât în 3 săptămâni s-a făcut, unde ești mă? Mă de curiozitate. 116%. Și voi, adică voi unii, vă pierdeți răbdarea. Păi cam așa o să vină, dați seama că nu pe toate alcunurile, dar pe cele care o să aibă știrea potrivită, care o să vină cu ceva, o să vedeți când va fi piața pregătită chestii de genul. Și atunci, răbdare. Nu vă grăbiți. Dar, ia uitați-vă. Ia uitați-vă voi. Ce avem aici? Un higher high. Ce avem aici? Un O ce? O divergență? Bearish? Deci, mare grijă.
La un moment dat își va lua un mic ciocănel Jasmine, adică nu crește nimic la infinit. Și acum targeturi potențiale, teoretice, uite-le aici. Unul l-a atins deja, 1.6 în 8, la 0.0352. Mai are șanse în partea de sus a canalului, uite cum se leagă, cum se potrivește, da? Rezistență de aici, rezistență din Fibo. Hai să punem aici. Deci din două direcții, îți arată că aici este o mare rezistență, mare cât China, da? Atunci, mare grijă. Ai trei chestii care spun că, bă, mai crește, dar nu știu cât timp, sau, da, deci, rezistență, rezistență, divergență, bearish, da? Ok, mergem la Warhol, hai să vedem, ce se mai întâmplă, ce am mai spus, ce, și așa mai departe, da? Ce vedem pe... Suntem pe daily prima dată. Acum le fac așa. Va pe daily, va pe weekly. Ce vedem aici? Este într-un canal frumos, testat o dată, de două ori, bounce, reject, bounce, și acest pattern. În teorie, da, este un pattern bearish. Acum vă mai explic de ce. Vă explic, uite, că astăzi e ziua copilului și am puțină răbdare, dar nu pot să stau foarte mult pe video pentru că este ziua lui Victor, este ziua copilului și atunci trebuie să mă grăbesc. Deci vedem de downtrend, așa, și probabilități, dar nu înseamnă că sunt 100%, asta voi trebuie să înțelegeți, ar fi, ci cum ar fi? Dacă ar fi așa 100%, nu s-ar mai întâmpla. Pentru că ar ști toată lumea și atunci nu se mai întâmplă. Deci, da. Și vedem așa, pam, 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 și la un moment dat... Poate da, poate nu. Acum rămâne de văzut, v-am zis, în teorie se sparge în jos. Acum, când mergem pe weekly, vreau să vă arăt ceva interesant. Ce vedem? Ce vedem? Păi ia uite, păi mă, cât am. Zone de interesante de acumulare. Deci aproape a dus prețul până în 0.618. Acum ți-a spart și a luat ca și suport 0.5 pe Fibo. Cumva tu ai avut niște zone interesante de intrare, la cât? La cât față de all time high? Acum nu iau weekly de la listare pentru că l-ai făcătură de la market maker. Deci ai avut minus 5-6-5-7%. Și acum, vă zic doar ca și gândire long term. Tu când ai cumpărat, uite, în cadranul ăsta, ceva care e la minus 50-56, riscul tău este mic. Este foarte mic să mai pierzi bani cu acest proiect. Acest proiect, când tu cumperi în zona asta, ești ok, long term. Și dacă zicem că îți face, mai merge mai jos, tu ce faci? Păi mai e un DCA, dar tu când stai și te uiți pe grafic, uite, am uitat să vă zic ce foloseam eu. Pe grafic eu îmi puneam o linie unde e media mea, ca să mă uit când aveam perioade mai slabe, când nu toți suntem perfecți. Uitam frumos pe grafic și după aceea ziceam, Dani, tu ești cu media pe aici. Uite unde a fost all time high, chiar crezi că e... Na, revină-ți, mă. Și atunci, a doua zi, îmi reveneam. Atunci, poate vă aștept pe voi sfatul ăsta. Luați graficul și trageți așa o linie orizontală. Uite, mergeți de aici. Unde ești, mă? Horizontal line. Și puneți exact unde aveți media. Și altfel o să vedeți graficele. Și atunci, v-am zis ce și cum. Cine are pe aici a cumpărat, eu zic că e ok long term. Trebuie doar să aveți răbdare, va veni și nebunia. Uite cum a venit pe Jasmine. Când lumea nu era, nici nu se mai aștepta. O să vină și pe aceste proiecte și pe proiectele dumneavoastră, da? Acum ajungem la Ordinals. Dăm frumos aici cu refresh-ul și hai să le luăm pe weekly, da? Weekly, daily. Ce vedem? Pe 0.618 a fost la 40,39 de dolari și 0.786 la 25. V-am zis multe altcunuri, n-au dus chiar până jos și de atunci de ce avans și la mijloc dacă luați un DCA serios, nu să răciți. Și uite că ați fi nimerit, la jumătate era, hai să zicem, corecția aceasta, da? Nu știu dacă e bottom sau nu și ce vreți voi, dar arată bine, da? Și ce vedem? Pe weekly, păi ți-a luat suport 0.618, ți-a luat reject de unde? Ce chestie de la 0.5 pe Fibo? Puteți să înțelegeți că toate aceste zone sunt folosite de trader și atunci un trader când vede că aici a luat suport. Unde e următoarea rezistență? Pe aici. Atunci, și dacă vreți să acumulați și n-ați cumpărat părțile de jos, nu faceți niciodată FOMO, pentru că traderii o să vândă la primele rezistențe și atunci aveți șanse să recumpărați mai jos, știți, decât să luați cu FOMO. Acum, dacă mergem pe daily, vreau să vă arăt ceva interesant. Ce vedem? Ce vedem? Deci, pe lângă celebrele rejectări și așa mai departe, ia uitați-vă voi ce am desenat aici. Ce am desenat aici? Este un pattern
bullish, adică se va sparge la un moment dat în sus. Deci prețul, pam, 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 și când e pregătit, nu mă întreba când, că nu știu, că nu sunt trader, se face în sus. Poate mai vine o dată așa? Poate. Poate să vină numai până aici și după aceea să spargă și așa mai departe. Dar la un moment dat va sparge în sus. Voi trebuie să le potriviți și voi uitați, ok, e într-un pattern bullish, deci la un moment dat va veni în sus. Te uiți și la zone de Fibonacci, suport și așa mai departe și dacă vrei să mai acumulezi, ai zonele, cumperi și aștepți, da? Și la un moment dat, ce chestie, sunt pe profit, yay, nevastă, am făcut profit. Și au să zic că ai vândut? Păi nu, păi atunci nu te lăuda, să vii să-mi zici când ai vândut. Hai să ne mai uităm o dată pe weekly. Da. Și putem face aceeași analogie, da? Când tu cumperi pe aici, sau ai cumpărat aici și ai avut noroc, uite, vezi, diferența față de Dimension. Ăsta ți s-a adus și nu ți s-a mai întors. De unde ai cumpărat aici și ai zis, mamă, ce geniu sunt. De-aia, mare grijă cu proiectele noi și imediat ne uităm și peste Not, Not Coin, pentru că e așa și așa, da, hai să ne uităm pe Not. Deci ăsta e din ecosistemul Ton, nebunie, știți și voi, pump-uri, chestii și uite cum s-a dus. Vreau să vă arăt prima dată pe daily cum arată graficul, ca să vă prezint ceva, până la voi folosiți informații dacă considerați că vă ajută sau nu. Acum, ce vedem aici pe daily, da? Având o corecție de câteva zile, era un pattern de care? De care? Bullish, falling wedge, asta se sparge în sus la un moment dat. Vedeți ce încerc să vă transmit? La un moment dat, unde ca și aici, spunea că se va sparge la în sus. Voi trebuie să aveți răbdare, dar suntem pe daily, da? Și după aia, și ia uite targeturile. Deci, prima zonă pentru trader a fost atinsă, 1.618, a ajuns deja la 0, la 2.618, ia uite, exact aici a lovit, după aia a căzut și acum încearcă din nou. Și dacă e să continue să fie FOMO, hype și așa mai departe și ar lua suport 0.0132, poate ajunge până aici, poate, da? Dar, dacă mergem noi pe weekly, parcă altfel e situația, nu? Cumperi aici. Deci ai avut o mică corecție într-o săptămână și pe aia ți s-a dus așa. Cumperi. Faci FOMO. Ce să zic? O faci pe riscul tău. Eu nu zic că asta nu se duce mai sus și așa mai departe. Dar eu zic din pățania mea, ca așa, să nu vorbim din experiență, nu din povești. Și eu am crezut că Dimension se duce în halul ăsta că face de Celestia, da? Și am cumpărat că uite că breakout, că nu știu ce, că ăsta nu mai corectează. Și după aia știți și voi unde s-a dus Dimension. Ma, o să-ți facă ceva de genul ca la Ordinals? Poate. Dar chiar și așa, uite-te că la un moment dat, după ce se gata FOMO, lăcomia și așa mai departe, vin și corecțiile. Eu, sincer, dacă aș vedea acest grafic, aș aștepta să vină niște corecții, mai pui un FIBO, mai nu știu ce, pentru că foarte multe proiecte, uite, mă uităm și la altele, unele pleacă și cad în cap așa, altele așa, dar la un moment dat se gata și petrecerea. Uite-te și pe Celestia, că acum poți să o cumperi, frate, de câteva săptămâni, luni, la un preț la care poate mulți nu credeau că mai ajunge. Și atunci, pune în balanță. Dacă merită să te lăcomești pe aici să faci FOMO sau mai bine, dacă n-ai cumpărat și ai ratat trenul ăsta pe termen scurt, nu cumva aștepți că la un moment dat vor veni și corecții. Eu nu pot să zic ce să faci, până la urmă banii tăi, tu știi ce e mai bine cu banii tăi, dar știi? Să nu după aia să vii să plângi, mamă, că am rămas cu ele în brațe, da? Și cu acestea fiind spuse, nu pot să mai stau că 1 iunie e ziua copilului. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne reauzim. Pa, pa!